Bună! Bună! Azi am alături pe fetița mea care se numește... Bună, eu sunt Giulia. Se numește Giulia și este alături de mine pentru că azi ea va fi make-up artistul meu profesional. Acest clip este în colaborare cu Janina Italian Style. Ea a fost mai hărnicuță, a postat în clipul, eu ca de obicei sunt în întârziere. Dacă nu o cunoașteți pe Janina, vă las linkul canalului ei în opția de descriere. Vă recomand să o vizitați, este o fată minunată, distractivă, este regina. Vă rog să o vizitați. Și am să vă las și linkul clipului ei, tot în opția de descriere. Îi îmbrățișăm pe Janina și pe Mateo. Acum o las pe make-up artistul meu preferat să mă macheze. Acum eu o voi machia pe mama mea și superbă. Dar azi, cu ce încep? Cu ce încep? Cu fondul de ten. Mă pești fond de ten? Vezi că e chid? Nu, trebuie să o pui mai așa. Hai că te las puțin, să faci ce vrei. Numai că nu vreau să mă vedești de fondul tău. Ha. Așa. Închide ochii. A, trebuie să închizi și ochii. Wow! Nu pot să văd. Stai mai mult cu lucrurile. L-ai întins bine? Cum vedeți, acum este o iacă mai lumină. De la fonite. Da, este o iacă mai alb. Nu-i ca o mască? Da, da, e și mai iard. Prin partea asta nu pui fond de ten? Păi, trebuie o leacă. Cum vedeți, am pus prea puțin. Nu pui și creion? Da, stă la ce tu. E creion negru ăla. Te gândești tu la ce fel? Dar că te-am făcut un furioasă. M-ai făcut furioasă? Iacă! Hai! Bine? Ai terminat? Dacă zici că ai terminat, bine. Acum? Ce faci cu ea? Mai murdărin? Acum, cum vedeți, folosesc altă. Altă pensulă? Altă pensulă. Și... și o leacă mai mică. Nu faci păcălit? Dacă vrei să-i fii păcălit, îți dau și pe o să te dau cu machiaj. Hai, nu mă uit, alege tu ce culoare vrei, eu nu mă mai uit în cameră, da? Să fii surpriză. Nu mă uit, hai! Acum o să folosesc bună. Bună, violet. Ai auzit? Nu, sunt surd eu. Nu ai surd. Nu ai surd. A luat alt pensul. Ok,
Stasa. Acum o să fac Gata? Acum creionul negru? Mai pui creionul negru? Nu faci Cleopatra? Da, Cleopatra. Nu mă mai dai pe aici? Așa? Așa! Patra! Cleo! Am schimbat rimele. Acum mai trebuie să-mi faci ceva? Da! Ce? Trebuie să te dau culori. Hai! Atunci o gălă pe culori. Ce ruj ai ales? Ce culoare? Am ales roz. Ia să vedem ce ruj. Arată la cameră ce ruj folosești. Hai! Cum trebuie să stau cu buzele? Și după aia schimb. De gazată. Dragă make-up artist, când ne recomand să purtăm acest machiaj? Îl recomand pentru seriile speciale, pentru prima întâlnire și chiar pentru nunți. Și la nunți, bine. O să fim cele mai frumoase. Da. Și voi faceți coada mai mare? No! Mai mică, da. Le zis să-și facă coada mai mică. Sper că v-am ținut companie, că v-am făcut să zâmbiți un pic. Noi vă pupăm, vă dorim o zi frumoasă și vă adorăm!